Mulțumesc că sunteți aici. Avem această conferință legată strict de Mangalia, ce se întâmplă în Mangalia. Așa că în 2020 au fost două campanii care au fost cele mai fierbinte, București și Mangalia. Văd că anul ăsta a început și acum din nou meciul Mangalia și aș vrea să facem, sunt aici cu întreaga echipă de la Mangalia, să facem niște precizări foarte clare. După cele întâmplate și abuzul care consider eu, cu toate astea n-am supus legea și am rămas fără candidat în Mangalia. Dar cred că toată lumea știe foarte bine ce se întâmplă acolo. N-are rost să mai vorbim. Domnul primar, actualul primar PNL Mangalia, nu este certat doar cu cei care cu AUR sau cu alte partide de acolo, e certat și cu cei care încearcă să facă câte o investiție, e certat cu legea, cu DNA și, și multe altele. Nu cred că e problema AUR ce face domnul Cristi Radu, dar problema noastră ce se întâmplă în orașul Mangalia și cu cetățenii din Mangalia. Așa cum v-am anunțat săptămâna trecută, v-am spus că legat de Mangalia și pe cine vom vota la primar, o să las colegilor mei să decidă acest, să zic așa, lucru care e foarte un pic un comod pentru noi, dar am găsit o soluție. Cred eu, fără să intervin așa, colegilor mei au găsit soluție încât să se exprime clar ce vom face pe 9 iunie și care e mesajul nostru. Dar între timp a apărut o chestie, o știre care astăzi am comunicat din partea PNL Constanța, în care mă acuză pe mine personal că fac jocul PSD-ului. O să dau în judecată pe PNL-ul Constanța, îi fac plângere privind acest comunicat de presă în care spune că eu sunt în spatele acest ziar care s-a distribuit. Vă spun foarte sincer, am aflat azi dimineața de această întâmplare și care, de fapt, n-aș vrea să fac o analiză cum e cu ei. Ce scrie în ziar, așa este. Acum, cât de legal sau nelegal este, cred că nu este ceva care atât de diferit de fapt, de așa panoul care a apărut peste noapte în toată țara cu domnul Ciuca, în care ne arată domnul general cât de onest este și în care doar el are dreptul de a pune poza lui, iar în toată țara, pe panouri de 30 și 50 de metri pătrați, că lansează o carte. Mă rog, nu mai spunem faptul că PNL încearcă și am văzut în toate orașe și comune, încearcă să impune o dictatură în județ, care, din păcate, nu știu dacă e de acord centru cu ea, ca partid, dar este un mod în care așa am fost, n-am obișnuit PNL-ul și în special Mangalia, care în fiecare zi ne trezim cu amenzi, cu amenzări, cu, la ora asta, în Neptun Olimp, sunt peste 24 de hoteluri, din care nu au autorizat pe toți cei care nu i-a dat autorizare de funcționare pe toate hotelurile care nu sunt cu el. Din care 8 hoteluri care dețin personal și familia, nu am primit autorizare de funcționare din motivele numai de șantaj, eu zic. Pentru că hotelul lui, domnul Cristi Radu, care eu personal, nu mi-e frică să spun că am o proprietate. Cei care e frică să spună că are o proprietate, înseamnă clar că așa proprietate e cu semn de întrebare. Așa este, domnul primar, este, cred că, cel mai important consider sau cel mai vizibil caz de cum se face administrație în România. Este un trist. Noi de la AUR am luat decizie să luptăm împotriva așa persoana, cu toate că sunt convins că nu este singur și îl sprijină anumite instituție, dar sper că instituția care l-au sprijinit în 2020 nu mai sprijină acum.